frate, nu te-ai săturat de toți acești analiști care să spună ce să gândești, cum să gândești și mai ales cât să gândești? Nu te-ai săturat să fii sărac și cinstit într-o țară super bogată în care infractorii sunt la putere? Eu, cetățeanul Gabriel, gândesc liber și vorbesc liber despre problemele tale și despre problemele mele. Sunt vocea ta, fii și tu cetățean. Măi, frate, nu te-ai săturat de toți acești analiști care să spună ce să gândești, cum să gândești și mai ales cât să gândești? Nu te-ai săturat să fii sărac și cinstit într-o țară super bogată în care infractorii sunt la putere? Eu, cetățeanul Gabriel, gândesc liber și vorbesc liber despre problemele tale și despre problemele mele. Sunt vocea ta, fii și tu cetățean. Vă salut, bine ne-a regăsit, dragilor, din nou la emisiunea Cetățeanul Gabriel. Cetățeanul Gabriel există pentru că frații noștri au probleme. Căutăm să identificăm problemele cele mai grave, dintre cele mai grave, asta facem totdeauna. Practic, televiziunea Nașu TV, unica televiziune liberă din România, după cum ați văzut, mai ales în ultimile două luni și ceva de când există această pandemie. Suntem în permanentă legătură cu cetățenii și, bineînțeles, întotdeauna suntem prompți, gata pentru a aduce în platou Nașu TV, în emisiunea Nașu TV și mai exact în emisiunea Cetățeanului Gabriel, patrioții noștri, camarazii noștri. În această emisiune vom dezbate despre, așa după cum vedeți și titlul emisiunii, dezbatere despre măsuri și contramăsuri pandemice. Îi voi avea invitați, am onoarea de a avea invitați pe domnul profesor conferențiar Costel Stanciu, președintele Protecția Consumatorilor, și pe doamna avocat Marina Ioana Alexandru. Dau bun venit prietenilor noștri. Vă salut, doamne, cu mare respect. Bine, bine ne-am regăsit, ca să spun așa. Sper eu că am fost destul de prompt să vă răspund, ca să spun așa, plângerea dumneavoastră pe care ați adus-o din nou la urechea mea și la urechea televiziunii Nașu TV, pentru că întotdeauna ați demonstrat de ani de zile, cel puțin eu vă cunosc ca mari patrioți, mari luptători. Sunt atât de multe întrebări pe care vreau să vi le adresez, nici nu știu cu ce să încep. Știu că sunteți o echipă, domnul Costel Stanciu cu doamna avocat și sunt mulți alții pe lângă dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, despre aceste măsuri și contramăsuri pandemice. Ce ați mai vânat, ca să spun așa, problemele cele mai mari cu care ne confruntăm acum noi, poporul român? Vă ascultăm. Cu permisiunea doamnei avocat, aș începe eu prin a spune că România, față de alte țări, în data de 15 mai a intrat în stare de alertă și a venit cu niște măsuri care sunt exagerate, având în vedere situația
sau modul în care evoluează această pandemie la nivel european și mondial. Dacă în alte țări anumite măsuri au impus o relaxare aproape totală, în România măsurile luate de autoritățile noastre se apropie foarte mult de măsurile specifice stării de urgență. Măsura referitoare la obligativitatea purtării măștii și obligativitatea așa zisului triaj epidemiologic, acea termoscanare sau termometrizare, cum mai este cunoscută, sunt două măsuri abuzive în opinia în opinia dumneavoastră, în opinia mea și în opinia multor români. Dar am vrea justificare, ca să spun așa, prin ce exprimă legea. Și asta ar putea veni cu confirmare sau... Doamna avocat, chiar vă rog să comentați ceea ce spune domnul Stanciu. Este ilegal sau nu este ilegal această termoscanare? Vreau părerea unui specialist. Bineînțeles, sunteți avocat. În primul și în primul rând, aș vrea să fim foarte atenți la terminologia folosită. Întotdeauna am insistat, insist și voi insista asupra acestei terminologii. Termenul de termoscanare este un termen apărut nu știu de unde și indus, și văd că a fost însușit de absolut toată lumea în mod invariabil, și aș putea spune chiar fără discernământ la momentul acesta, deoarece în textul de lege se vorbește despre măsurarea temperaturii, nu termoscanare. Termoscanare mi se pare un termen impropriu la acest moment. Noi vorbim aici despre măsurarea temperaturii. Nu se specifică în textul de lege nici limita de temperatură, de unde se pornește, sau limita maximă peste care nu trebuie să se treacă. Nu se specifică nici de unde să se ia temperatura, deci ea poate fi luată de oriunde de pe corp. Bineînțeles că din punct de vedere medical sunt anumite locuri unde temperatura se apropie cât mai mult de adevărul existențiologic. Ok, dar din punct de vedere, mă iertați că vă întreb, din punct de vedere al legii, unii vorbesc că se încalcă anumite legi. Eu vreau să fiu, eu încerc să rămân imparțial așa cum este corect aici, de aia vreau să-mi confirmați sau să-mi infirmați domniile voastre. Alții spun că se încalcă Constituția, un act în medical. Opinia mea, în opinia mea, din punct de vedere juridic, este o măsură abuzivă culoarea temperaturii și este o măsură penibilă, aș spune, deoarece, dacă stăm puțin să ne gândim cu privire la ce consecințele sau ce poate însemna o temperatură sau alta, da? Deci, aș vrea să aveți în vedere și toată lumea să aibă în vedere faptul că temperatura pe parcursul unei zile, temperatura unei persoane poate varia, da? Deci nu se poate spune, da, domne, vine ăla cu aparatul acela, cu termometrul acela, gen pistol, că ai senzația că te împușcă în cap, pentru că toate aparatele acestea de măsurare a temperaturii și la magazine și la instituții au formă unui pistol, da? Da. Eu, de exemplu, când s-a apropiat prima dată de mine un bodyguard din ăsta, am avut efectiv senzația că mă vrea să mă împuște în cap. Dincolo de faptul că am spus că refuz să mi se ia de pe frunte temperatura și am întins mâna ca să mi se ia de pe mână temperatura. Am dreptul să fac lucrul acesta. Mi se pare o îngrădire a libertății de conștiință și a libertății de exprimare, într-un final, această măsurare a temperaturii, dincolo de faptul că este absolut irelevantă. Da? Am făcut un comentariu la un anumit moment dat când s-a luat prima dată și s-a făcut uz de această măsură.
Am pus în discuție ce se întâmplă cu toate fetele adolescente și femeile care într-o anumită perioadă a lunii, da, ele pot avea temperatură până la 38 de grade. Ce facem cu ele? Deci ca să vedeți cât de irresponsabilă, cât de abuzivă, cât de penibilă este această măsură, da? Te duci la pedicură sau ai o stare emoțională mai specială la un moment dat, da? Doi îndrăgostiți se ceartă și din suferință emoțională pot avea o temperatură de 37,7 grade, care depășește 37,3 temperatura care s-a tot vehiculat. Da. Ce faci cu ei? Îi iei și îi internezi sau îi duci și îi faci asimptomatici de COVID? Probabil îi duci în spital, domnul Iohannis, sunt pentru... Doamne, aici, deci, nu mă interesează, pentru mine nu mă interesează nici Iohannis, nici cine-i președintele României, nici cine-i primul ministru, nici ministrul sănătății. Pe mine mă interesează legalitatea, drepturile și libertățile fundamentale. Foarte corect. De ce nu mă interesează cine este și nici cum îl cheamă pe președintele României? El este acolo un reprezentant al intereselor mele ca cetățean. Aș vrea ca toată lumea să înțeleagă și să rețină și să-și cunoască drepturile și libertățile. Lumea să știe articolul 2 din Constituție, care spune în felul următor, că poporul român este, suveranitatea națională aparține poporului român, ceea ce în Constituția comentată și adnotată înseamnă, se dă explicația că poporul român este titularul natural și de drept al puterii politice. Deci noi suntem cei care îi investim pe reprezentanții noștri, îi mandatăm, să vă tot vorbim, suntem în ajun de alegeri, se încheie mandatul. Lumea nu știe ce înseamnă un contract de mandat, o procură. Deci eu care mandatez îl împuternicesc pe X sau pe Y, în speță pe guvernant, pe conducător, pe parlamentar, da? Să-mi reprezinte drepturile și libertățile mele, să mi le apere, să lucreze în slujba mea, neam românesc. Doamna avocat, la cât i s-au întâmplat, dar la cât i s-au întâmplat acum, să fim realiști, mai sunt respectate legile în țară sau mai mult decât atât? Mai avem la oare măcar, putem avea măcar impresia că această Constituție se respectă? Haideți să fim serioși acum chiar. Nu, această perioadă de stare de urgență și continuată, în formă continuată, schimbată doar titulatura de la urgență la alertă, pentru că din punctul meu de vedere juridic este doar o schimbare, așa, ca să, pentru psihologia noastră. Adică numai aceeași mări cu altă pălării. Ceva de genul. Da, ceva de genul. A dovedit această perioadă că, de fapt, drepturile și libertățile fundamentale nu mai contează. Nu știu, ori este un experiment, ori probabil că suntem luați așa, un fel de oameni care nu avem o opinie sau nu avem, în primul și în primul rând, cea mai mare nedreptate și nelegalitate s-a întâmplat și s-a produs în momentul în care România, reprezentanții, că nu România, nu neamul românesc a făcut lucrul acesta, ci reprezentanții pe care noi i-am investit cu încrederea noastră să ne apere și să ne reprezinte interesele în mod necondiționat, da, au notificat Uniunea Europeană și au spus că renunță la drepturi și au cerut îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale. Cum să faci tu așa ceva? Ca ce? În condițiile în care alte state, și fără să ne întrebi, băi, voi sunteți de acord cu chestia asta? Da, acum mai e o chestiune, doamnă avocat, atâta timp cât i-am investit, le-am dat, i-am urcat în funcțiile în care sunt, practic ne-am lăsat soarta vieții în mâinile lor să ne reprezinte până la noile alegeri, acum ca să o luăm și pe partea aia.
Le-am dat dreptul prin, le-am dat dreptul prin investirea lor. Da, le-am dat dreptul prin investirea lor. Însă lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Bun, haideți să nu domnul Stanciu, dumneavoastră ce măsuri ați luat? Ce ați făcut? Ce demersuri ați făcut? Pentru că vă știu tot timpul cu contracarări, cu deci nu vă scapă cam nimic în Țara Românească. I-am îndemnat pe consumatorii nemulțumiți de această măsură abuzivă să facă o sesizare pe adresa Asociației Pro Consumatori, office@apc-romania.ro, și să ne notifice în legătură cu toate magazinele unde se aplică această măsură. Să știți că există și magazine unde nu se aplică această măsură. Recent, lanțul de magazine Lidl a renunțat la termoscanare și a invocat anumite aspecte ce țin de legalitate, de neexistența unui temei legal. Așa a apărut în presă, mediatizată acțiunea lanțului de magazine respectiv. Am avut o discuție și cu avocații și în scurt timp vom iniția o acțiune în justiție, dar trebuie să mai avem în vedere un aspect, cel legat de vacanța judecătorească. La 1 iulie se cam închid instanțele. Dacă depunem acțiunea în cursul lunii iunie, primul termen îl vom avea în septembrie, dar cred că acești reprezentanți ai statului român vor continua cu termoscanarea și în septembrie. Nu cred că vor renunța la această măsură abuzivă. Și mă gândesc că dacă inițiem aceste procese, poate îi vom împiedica să continue cu aplicarea acestei măsuri abuzive. Legat de termoscanare, țin să precizez că acele aparate sau echipamente cu care se măsoară temperatura clienților, că de fapt asta se face, nu sunt verificate din punct de vedere metrologic. Ați, în România există... V-ați informat? Adică știți sigur? Aveți dovadă? Da. Eroarea de măsurare este foarte mare. Variază între 2 și 3 grade Celsius. Mulți, chiar mai mult. Chiar mai mulți consumatori. Dar cine a declarat asta, domnule Stanciu? Păi nu, ne-au informat consumatorii că li s-a găsit temperatura, li s-au găsit acestora temperaturi de 32-33 de grade Celsius. Asta înseamnă hipotermie. Adică părăsești planeta. Adică Pământ. Era mai mult mor decât viu. Da, da. Eu astăzi am trecut printr-un astfel de moment. Am avut la un anumit moment dat, conform aparatului, 34,2 temperatură. Am spus că devin în curând reptilă, probabil, că ele au temperatură deci, așa. Conform mai. Aparatului dumneavoastră erați mai mult moartă. Da, era mai mult moartă, dar încă mai umblam. Dar românul are 7 vieți în pieptul de aramă și tocmai de aia nu ar fi o problemă la noi. Să știți că în acel ordin comun, care a fost, să spunem așa, însușit de vreo 3 instituții ale statului român, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Autoritatea Națională pentru Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, există o precizare referitoare la eroarea de măsurare. Adică din acel articol se înțelege că acel agent de pază care s-a transformat în personal medical ar trebui să adauge la temperatura pe care o indică acel dispozitiv medical să mai adauge eroarea de măsurare din prospectul aparatului. Dar niciodată n-a făcut acest lucru. El, săracul, se uită pe acel display și comunică clientului temperatura pe care o vede acolo. 32, 33, 34. Dar există și multă lume care nu-și pune
nu se întreabă, pot avea o temperatură așa de mică, adică nu există nici cunoștințe pe zona aceasta temperaturii corpului uman. Așa, e adevărat, așa cum cei mai mulți dintre noi, din păcate, nu cunoaștem Constituția, pentru că, na, în general, românul, fiind de bună credință, e foarte asaltat de probleme de zi cu zi, copiii la școală, la grădiniță, muncă și așa mai departe, nu mai timp de Constituție nu mai. Dar uite că dacă am ști Constituția câtuși de puțin, așa măcar să trecem o dată prin ea să citim articol, ne-am aduce aminte în momente de criză. Cu toate astea, probleme sunt, reclamații sunt, dar ce suport? Sunt peste 300 de reclamații, să știți, sunt peste 300 de reclamații, în fiecare zi ajung în jur de o medie așa de 10 reclamații, primim pe zona asta de termoscanare. Există mulți români care sunt nemulțumiți. Păi, bună, problemele ne copleșesc. Sub o formă sau alta nu avem de cine prinde, dar totuși căutăm soluții. Păi, doamnă avocat, cu toate cele care se întâmplă, această termoscanare, luarea temperaturii, deși nu este cadru medical, termometru, ba e omologat, ba nu e omologat. Bun, trecând peste astea, de ce ne putem agăța concret ca să avem și noi drepturi? Adică, dom'le, există vreo salvare concretă pentru noi? Poate exista? Sau doar stăm așa să vedem, stai să vedem cât timpul îi va decide pe toate? Știți, ați văzut și o declarație a domnului Rafila acum, că acum, în ultima perioadă, dom'le, acest virus se vindecă de la sine, nu se mai ia de la cei asimptomatici, s-a constatat și sunt foarte multe chestiuni care nu se bat cap în cap, cum se spune, și atunci eu m-aș întreba ca om simplu, așa, nefiind avocat, nefiind, neavând experiența domnului Stanciu cu asociația sa, protecția consumatorului, bun, păi dacă ei sunt asimptomatici, nu pot transmite acest virus, eu de ce port masca asta pe figură? De ce? Trebuie să o port? În primul și în primul rând, noi discutăm, din punctul meu de vedere, este un pic exagerat sau nu știu cum să spun, o pierdere de timp și o discuția asta cu că cu temperatura, că cu aparatele, că cu nu știu ce. Da. Este foarte bine să identificăm situațiile care se petrec concret, dar cum a fost și astăzi cu mine, cu 34,2 pe mână, mi-a luat temperatura, eram la o instituție. Ideea este în felul următor. A luat temperatura de la mână, pardon? Nu. Pe mână, da, că am refuzat temperatura. Deci au acceptat? Păi, bineînțeles, păi nici nu am permis altfel. Nu, am înțeles, dar ei au acceptat să vă ia temperatura pe mână, da? Au acceptat de data aia temperatura, pentru că eu am purtat și textul de lege cu mine și unde am întâmpinat opoziție, am scos legea și le-am arătat să spune că este măsoare temperatura. Adică cine v-a învățat pe voi să veniți să luați temperatura, de unde conceptul ăsta de luat temperatura de pe frunte, din mijlocul fruntii? Pentru care motiv? Păi așa ne-a spus șeful, mi-a spus la un nu știu care magazin. Zic, nu e nimic, cheamă-l pe șef, încoace să-l învăț legislația. Că nu este, deci n-are de ce. Îmi iei de unde spun eu să-mi iei temperatura. Da? În primul rând că te apropii de mine și mă abuzezi. Deci este un atac la demnitatea umană. Da? Deci noi suntem împinși pe niște piste false la acest moment. Purtăm discuții, în opinia mea ca avocat, sterile, că cu temperatura, că cu nu știu ce, că cu nu știu cum. Exact cum a făcut și domnul ministru Vela cu strănutul. Deci ala a fost, am crezut că nu e adevărat ceea ce aud. Adică un ministru, deci un ministru, domne, nu era bodyguard-ul de la magazinul din colț, da? Un ministru, să vină să spună că dacă vezi pe cineva că strănută, să anunți imediat că ăla este suspect de zădărnicirea bolii, care este o infracțiune și se va face plângere penală. Deci asta deja este halucinant, este ceva ce depășește orice imaginație. Suntem împinși pe piste false.
În primul și în primul rând, noi trebuie să vorbim despre demnitatea vieții umane, despre demnitatea ființei. La momentul acesta, prin toate aceste măsuri care s-au dovedit a fi abuzive, irelevante și nu știm cu ce scop, pentru că nu s-a prevenit cu nimica, da? Deci COVID-ul s-a... Doamna avocat, abuzive, da. Poate abuzive conform Constituției. Dar după cum vă aduceți aminte probabil și dumneavoastră, Raluca Turcan spunea că în unele momente, da, ale vieții, ca să zic așa, cum este acest moment al pandemiei, etc., se mai pot face artificii vis-a-vis de Constituție. Adică, în unele momente, se poate încălca Constituția. Păi, Constituția, până la urmă, este legea supremă în stat sau o călcăm când ne este nouă comod, așa, când avem noi comoditate? Nu știu, adică, până la urmă, ei pot încălca Constituția dacă dau, nu știu, o lege, așa cum ei oricum pot să dea lege. Deci, Constituția nu poate fi încălcată. În Constituție, și o să vă spun aici care este limita, da? Deci când se pot îngrădi drepturile și libertățile. Drepturile și libertățile, unele dintre ele, se pot îngrădi atunci, în momentul în care este în pericol securitatea și siguranța națională. Și aici se include această pandemie care au declarat-o ei. Am înțeles că, de fapt, știe toată lumea că această pandemie e mai mult în presă, e mai mult exagerată. Acum știm cum e, dacă dăm drumul la TV în general, cam pe orice canal TV, avem impresia că a venit sfârșitul lumii. Dacă închid televizorul, ești mult mai calm și parcă dracu nu-i nici pe departe atât de negru pe cât se prezintă în spațiul ăsta online și în presa, în general, în presa audiovizuală. Bun. Securitatea statului poate depinde. Haideți să lămurim următorul lucru. Eu, avocat Marina Ioana Alexandru, nu contest existența virusului COVID. Deci să ne înțelegem. Dar de la existența virusului până la isteria, manipularea și nebunia la care s-a ajuns în condițiile în care ele însele autoritățile sau reprezentanții autorităților au ieșit public și au spus că este mai puțin grav acest virus, da? Deci persoane de notorietate, cum e domnul Străinu, cercel de notorietate reprezentanței sistemului, da? Ai sistemului medical, domnul Crăinu Cercel, domnul Rafila, acum vine și domnul Arafat și vine și spune că se elimină virusul și așa, ei au spus la început, sunt articole, nu le spun eu. Și dar nu, dar dumneavoastră aveți dreptate că le-am auzit și da? Eu cred că le-am auzit toți, e adevărat, deci, nimeni nu contestă. Ele există, deci ele virusul există, e adevărat, dar... Am dat de exemplu aceste articole pentru că precum piesele de... la puzzle, toate aceste știri și informații care s-au vehiculat în această perioadă, le-am monitorizat, mă interesau juridic, am vrut să văd evoluția din punct de vedere logic, din punct de vedere al bunului simț și din punct de vedere juridic, din punct de vedere științific, din punct de vedere al sănătății, da? Vorbeam despre restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Este articolul 53 din Constituție, da? Spune așa că exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege, ci numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor, da? Desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru, ori a unui sinistru deosebit de grav, da? Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o,
să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății. Bun. Păi avem, am avut această pandemie pe care au declarat-o ei, deci s-au încadrat în lege, nu? Îmi permiteți mie o completare? Vă rog. Tot ați adus în discuție acest termen, pandemie. Nu știu câți dintre cei care ne urmăresc au auzit de acea analiză făcută de câteva universități de prestigiu din Germania, bineînțeles la comanda guvernului german, care s-a finalizat cu un raport care a scăpat în presă, și am aici câteva concluzii ale acelui raport care trebuie cunoscute de cât mai multă lume din această țară. Vă rog. Dați-mi voie să citesc câteva concluzii ale acelui raport care a dat Germania peste cap. Pericolul este evident nu mai mare decât cel al multor altor virusuri. Avem, cel mai probabil, de a face cu o alarmă falsă globală, care a rămas nedetectată mult timp. Daunele colaterale, complet inutile, cauzate de criza corona, au devenit acum gigantice. Probabil că noul virus nu a prezentat în niciun moment un risc pentru populație care să fi depășit nivelul normal prin comparație cu rata obișnuită de decese din Germania. În principal, corona ucide oamenii care, statistic, mor anul acesta, deoarece au ajuns la sfârșitul vieții, iar corpurile lor slăbite nu mai pot face față stresului zilnic aleatoriu, inclusiv celor aproximativ 150 de virusuri știuți în prezent. Da, deci eu am spus pandemie, domnul Stanciu, pentru că așa ai declarat, e un cuvânt folosit, foarte folosit, așa cum era vorba de această termoscanare. Doamna avocat spunea, nu prea mi se pare corect. Nici mie parcă nu mi se pare corect, dar zic, dacă ăsta e termenul folosit, hai să-l folosim ca să-l înțelegem toți. Oricum suntem deja obișnuiți cu aceste două termene. Bun, dar ce contramăsuri putem lua noi pe cale legală? Aici am o întrebare valabilă pentru ambii. Vedeți, dumneavoastră, măsurile luate nu au fost proporționale, să spunem așa, cu posibilitatea acestui virus de a genera decese la scară mare. Deci măsurile au fost prea restrictive și au dus la aceste pagube, da, colaterale, care sunt gigantice. Se estimează că numai România, la sfârșitul acestui an, va avea un deficit de vreo 20 de miliarde de euro. Da. Vă dați seama ce pagubă. Păi noi, în general, nu ne dăm seama. Nu, dar România nu are acest bani. Când spui deficit, înseamnă că statul român trebuie să se împrumute de 20 de miliarde de euro ca să acopere cheltuielile firești de funcționare ale statului român. Păi se vor împrumuta, ce e prima dată când se împrumută? Sau se împrumută de fiecare dată? Da, da, datoria României a trecut de mult a trecut de 100 de miliarde de euro. Da, așa este, dar acum... Deci am ajuns la o datorie care este în jur de 40% din produsul intern brut al României. Da, și adevărat. Unde suntem. Doamna avocat, ce putem face în această chestiune când drepturile nu se respectă, măsurile luate de către guvernanți sunt mai mari decât ar trebui, totuși am ajuns, cel puțin suntem în punctul în care însăși acești primii conducători, ca să spun așa, domnul Rafila Arafat declară că virusul, ei au declarat că virusul, domnule, până la urmă nu e așa grav cum se estima, se va elimina singur, au spus că asimptomaticii nu îi pot îmbolnăvi pe ceilalți.
Bun, și deci se pare că, adică e foarte clar, în concluzie, în acest moment, măsurile pe care ei le-au luat, poate cu bună credință sau nu, aici nu avem dovadă că eu cel puțin am discutat cu ei pe tema asta, dar concluzia este foarte clară. Dacă virusul nu este, cum se spunea, dacă acei asimptomatici nu pot îmbolnăvi, de ce mai țin încă aceste măsuri? Ideea este în felul următor. Eu ca avocat nu am cum să mă dezic de gândirea mea juridică pe care mi-am format-o și de abordarea juridică pe care mi-am format-o în suficient de mulți ani de experiență profesională și de practică. Vedeți dumneavoastră, avem niște autorități care au trebuit să ia niște măsuri și să facă față unei situații. Unei situații care s-a identificat pentru unele state a fi de criză la nivel mondial, pentru alte state, cum ar fi cele din partea de nord a Europei, care au tratat această situație într-un mod extrem de lejer, protejându-și întreaga populație și protejând drepturile și libertățile neamului lor, înțelegeți? Pe care îl aveau și al țării pe care îl aveau de gestionat. Nu o să intru în amănunte aici, eu nu trăiesc nici în Germania, nici în Suedia, nici în Norvegia, nici în altă parte, eu trăiesc în România. Bun, s-a declarat, deci repet, nu contest existența virusului și a COVID-ului. Sunt convinsă că există. Însă, de la existența lui faptică până la situația care s-a declanșat este o distanță șocală imensă. A fost declarat la un nivel așa mai apocaliptic, aș putea spune, nu? La un nivel apocaliptic, în schimb, toată concluzia pe care eu am tras-o, și nu sunt singura, că tot e Facebook-ul plin, rețelele de socializare sunt pline de comentarii pe tema aceasta. O să vedeți dacă stați să urmăriți. Eu pun probatoriile, deci eu vorbesc de probatorii acum. Pentru mine probatoriile sunt declarațiile autorităților care au început să pregătească mental populația cu iminența unui pericol care se apropie pe la începutul anului. Pericolul s-a apropiat, da? Sunt știrile, că ei ni le-au furnizat. Nu le-am inventat noi. Deci nu este aici vreo interpretare sau vreo teorie a conspirațiilor. Nu, să ne iasă din cap chestia asta. Autoritățile au venit și au început să facă niște declarații. Că urmează, că o să fie, că o să ne confruntăm, că o să dregem, că o să nu știu ce. Ne-am apropiat și s-a declarat această stare de pandemie, de urgență. Au început declarațiile contradictorii ale autorităților. Domnul Arafat a spus într-un fel, domnul străinul Cercel a venit, a spus în alt fel, domnul Rafila, deci ei sunt reprezentanți ai unor autorități. Au fost luați și împinși în față și au apărut în mass media, care se presupune că ne informează. Deci eu merg pe prezumția bunei credințe și prezumția de nevinovăție, până la proba contrară. Corect. Și asta și am urmărit evoluția știrilor pe care ei ni le-au furnizat. Și atunci? Și m-am dus pe textul de lege. Și am început să-mi pun cap la cap, să punem cap la cap, da? Că mai și gândim, mai sunt în țara asta și oameni care mai gândesc cât de cât. Aia nu fi chiar tâmpiți cu toții, da? Și am constatat că sunt informații contradictorii. Și eu mi-am pus întrebarea, ca jurist, ca avocat, domne, cui servește toată nebunia asta și care-i scopul? Eu aș vrea, mie domnul președinte al țării, indiferent cum îl cheamă și cine e el, indiferent, nu mă interesează nici
partidele politice. Cine e, de unde e, cum e, cum nu știu ce. Dom'le, ei sunt acum acolo. Mie să-mi răspundă la întrebări. Lui, ce ați avut în cap, fraților? Care-i scopul vostru? Pentru ce ați făcut chestia asta? Că același virus a fost și în Suedia, și în Spania, și în Italia, și în Franța, și în Statele Unite, și în China, și a fost peste tot în lume. Deci este o chestie de asta care a înconjurat planeta. Îmi permiteți și mie o completare? Te rog. Din păcate, mulți lideri europeni au ascultat orbește de indicațiile acestui colhoz numit Organizația Mondială a Sănătății. Organizația Mondială a Sănătății a interzis și efectuarea autopsiilor. Și să ne reamintim că recent în Italia a izbucnit un scandal pe această temă. De ce nu s-au efectuat autopsii pentru a se depista cauza reală a decesului? Și mai vin, să spunem așa, cu părerea unui reputat specialist din această țară. Este vorba de domnul profesor universitar dr. Vladimir Beliș, fost director al Institutului Național de Medicină Legală, care a făcut următoarea declarație legată de aceste decese COVID. Și citesc: dacă din pricina coronavirusului n-a avut vreun semn, dar în schimb era căptușit cu alte afecțiuni, nu mai poți să spui că a murit de COVID. Când diagnosticul este pus exclusiv pe baza testului, este puțin cam riscant. Ca să pui diagnosticul fără autopsie, e ușor hazardat. Deci a fost un heirup pentru a înregistra decese COVID. Cât mai multe decese COVID. Asta poate fi o altă concluzie, că autoritățile nu sunt pregătite sau nu sunt atât de profesioniști cum se declară, nu? De ce? Practica a demonstrat că au dat dovadă de o ignoranță și o incompetență zdrobitoare. Deci concluzia ca urmare a acestei situații, eu să știți că pe de altă parte m-am bucurat cu ghilimele, adică nu înțeleagă cineva că am fost fericită că am stat arestat la domiciliu, da. Că mi s-au suspendat dreptul de la muncă și exercitarea profesiei, sau a fost îngrădit, sau a fost îngreunat la maxim, că economia țării s-a dus ce era la pământ, acum suntem sub pământ deja. Așa. Deocamdată nu realizăm. Și toată isteria aceasta. Deci această perioadă, deci cu ghilimelele de rigoare, m-am bucurat, bineînțeles că nu m-am bucurat, a scos la lumină și a dovedit incompetența crasă și ignoranța și prostia autorităților, acelor pe care noi i-am mandatat și acelora pe care noi i-am investit cu încrederea noastră să ne reprezinte drepturile și interesele. De ce spun treaba asta? Nu poți să vii să spui la început un lucru și după aia pe parcurs să încerci să te contrazici. Deci permanent autoritățile s-au contrazis, dincolo de faptul că s-au făcut niște declarații de-a dreptul halucinante. Deci cum este primul ministru, ieri am văzut și am și distribuit pe Facebook, chiar colegul meu, Costel Stanciu, aici de față, a făcut această postare, eu la el am văzut-o că a fost preluată de mult, în primul ministru vine și vorbește despre obligativitate și despre vaccinare și despre mișcarea anti-vaxxer și face niște declarații pe marginea asta, deci total neinformat. Înțelegeți? Iar această ignoranță, deci această ignoranță și incompetență, da, a dus la declanșarea unei informări a maselor, a populației cu
informații false, pentru că ei sunt neinformați și atunci spun ce interpretează, ce aud și ei și citesc pe diagonală, ce specialiștii, da? Domnul Cercel, străinul Cercel, îl știam ca pe un specialist, știam că la un anumit moment dat al vieții lui, pe la începuturile carierei, că ar fi fost un medic, așa am auzit, că ar fi fost un medic care chiar știa carte. S-a metamorfozat între dacă timp. Dacă știa, bănuiesc că știe și acum, dar nu n-a uitat, s-a lovit la cap. Categoric că știe și acum. Categoric că știe și acum. Da. Dar au ajuns, cum să spun, probabil că la un moment dat au ajuns să-și dea seama că au făcut niște greșeli și au început dintr-o prostie într-alta, încercând să dreagă busuiocul, ca să vorbim pe românește, și au început să spună niște lucruri contradictorii. Păi nu poți să spui, băi, există sau nu există COVID? Să completez, este sau nu este periculos? Să completez, domnul Stanciu, vrea să spună ceva, pentru că și eu mai am două întrebări dumneavoastră. Vă rog. În opinia mea și nu numai a mea, a multor români liberi din această țară, această criză COVID o asemăn cu o gripă obișnuită prin care a tot trecut poporul ăsta în fiecare an, în perioada anotimpului rece. Și vin în susținerea acestei afirmații tot cu niște date statistice. Eu sunt un om al cifrelor. Corect. Și vă spun care au fost decesele din luna aprilie, din ultimii 5 ani. Așa. În luna aprilie, anul curent, s-au înregistrat la Direcția de Evidența Populației 21.777 de decese. În luna aprilie a anului 2019 s-au înregistrat 21.580 de decese. În luna aprilie a anului 2018 s-au înregistrat 21.864 de decese. Observați, s-au înregistrat mai multe decese decât în luna aprilie a anului 2020. În luna aprilie a anului 2017 s-au înregistrat 21.578 de decese. În luna aprilie a anului 2016 s-au înregistrat 21.187 de decese, iar în luna aprilie a anului 2015 s-au înregistrat, atenție, 23.219 decese. Deci despre ce vorbim? Deci dacă despre o exagerare. Dacă e să vorbim de măsuri care au distrus România. Dacă e să vorbim de pandemie, pandemia înseamnă, da, decese, etc. Păi pandemii, între ghilimele, au fost în 2015, nu în 2020, când au fost 23.200 și ceva, iar acum în 2020 21.777. Deci în ultimii 3 ani au existat 2 ani în care decesele raportate pe luna aprilie au depășit decesele din luna aprilie anul curent. Păi nu, despre ei, ce vorbim? Probabil ei nu cunosc aceste cifre și n-au, nu știu. Nu. E fenomenal. Dacă îmi permiteți să vă mai rog. Am o intervenție. Vă rog. Noi discutăm acum despre niște efecte. Ca să eradicăm aceste efecte pe care le trăim acum și pentru care autoritățile trebuie să ne răspundă, pentru că totul a fost distrus în România la momentul acesta, ei trebuie să ne răspundă, să răspundă în fața noastră, pentru că ei sunt tributari neamului românesc, ca să fie foarte clar. Nu noi lor, ei nouă, pentru că noi suntem plătitorii de taxe și impozite. Și paharul de apă pe care l-au pe birou, la locul lor de muncă, este din taxele și impozitele noastre. Așa este. Trebuie să ne dea socoteală. Unul din cinci români a rămas fără locul lui de muncă. Bun. Din păcate, ne apropiem de final. Păcat că timpul este scurt. O concluzie a dumneavoastră, doamnă avocat, 20 de secunde. Deci o concluzie a mea este că trebuie să mergem pe șir la cauză.
ca să putem să eradicăm o pandemie cu adevărat, o pandemie autentică, în primul și în primul rând trebuie să învățăm să curățăm spitalele și să avem igienă în spitale. Să facem educația personalului care întreține spitalele, să nu vină femeia de servici să spele, eu vă spun din ce am văzut, nu din ce am auzit, nu să vină să-mi spele cu aceeași lavetă, îmi spală și closetul, și chiuveta, și polița pe care îmi țin periuța. Asta ar fi una dintre contramăsurile pandemice, ca să zicem așa. Acum avem dezinfectant la fiecare intrare în magazin. Asta trebuia să existe de mult. Trebuie făcută educația elementară a bunului simț a celor 7 ani de acasă. Corect. Domnul Stanciu? Că nu o să avem nici pandemii, nici mama pandemiilor, nici nimic altceva. Și multe, asta este doar o cauză. Sunt domnul Stanciu, 20 secunde. Vă rog. Așa cum a spus-o și cercetarea realizată în Germania, nu a fost pandemie, o falsă pandemie, s-a exagerat, pagubele economice sunt gigantice și cineva trebuie să răspundă. Depinde, se va vedea. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, mai aveam niște întrebări, din păcate timpul zboară. În concluzie, totul depinde de noi, de fiecare în parte. Trebuie nu numai să ne luăm ca informație sursa TV, trebuie să încercăm să gândim și cu capul nostru. Este cel mai bine. Dragi români, camarazi, prieteni, vă așteptăm în continuare să rămâneți pe postul de televiziune Nașu TV, pentru că vor urma și colegii mei, și să nu uităm, trebuie să gândim. Iar eu, de asemenea, mulțumesc încă o dată invitațiilor noștri și vă spun, ca de fiecare dată, să ne auzim cu bine și cu Doamne ajută!